Salut! Ce șuruburi, hol șuruburi sau organe de asamblare să alegi și la ce să le folosești atunci când vrei să-ți construiești sau să-ți repari propriile obiecte de mobilier? Acestea sunt întrebările la care vei găsi răspuns doar urmărind până la sfârșit acest tutorial. Sunt Constantin Barbu, de 18 ani lucrez în domeniu și sunt realmente bucuros să-ți pot prezenta o parte din secretele mobilierului, așa că să-i dăm drumul prezentării. Am o listă cu denumirile și dimensiunile șuruburilor. Această listă este una de bază și ea se upgradează în funcție de proiectul vostru. În ideea de a vă fi cât mai de folos cu acest material, m-am gândit să vă prezint concret unde și ce fel de șuruburi folosesc cu ajutorul unor obiecte de mobilier create de mine. În cazul de față avem o frumoasă bucătărie, așa că să-i dăm drumul. În lumea mobilierului, bucătăriile reprezintă un mic univers pentru tot ceea ce înseamnă feronerie. O să încep prezentarea mea cu șuruburile 3,5x16 și utilitatea lor. Pentru a face prinderea balamalelor de ușă, folosim o șurubur de 3,5x16. În cazul meu, la mobilierul de baie, nu am vrut să folosesc mânere și m-am ajutat de acest sistem care se numește pușon. El se prinde cu ajutorul șuruburilor 3,5x16. Haideți să vedem cum funcționează. Ideal ar fi ca mobilierul de bucătărie să fie construit din module, iar aceste module să se cupleze între ele în așa fel încât să se realizeze un ansamblu rigid și durabil în timp. Această cuplare sau prindere se poate realiza în două variante. În prima dintre ele vom folosi hol șuruburi 4x30. Avem un corp inferior, ce face parte din mobilierul de bucătărie, și platul de bucătărie. Prinderea între cele două se realizează cu șuruburi de 4x30. Am una bucată blat de 38 de mm și una bucată picior metalic, care le folosim în general la construcția meselor de bucătărie. Prinderea între acest picior metalic și blatul se poate realiza cu șuruburi de 4x30. Când avem de prins două plăci de mobilier, una de cealaltă, una dintre variante este să folosim șuruburile 4x30. Urmează prezentarea unui alt tip de mobilier, și anume cel de baie. O să intrăm și aici un pic în amănunt să descoperim ce fel de sisteme de prindere am folosit și unde. Menționez că acest produs a fost conceput, gândit și realizat de către mine. Ori de câte ori doresc ca elementele de fixare să nu fie vizibile din exterior, folosesc demontabilii glumi. Aceștia au marele avantaj că se montează destul de ușor și, după cum vedeți, din exterior ei sunt invizibili. Ne mutăm cu imaginea în interior. Aceasta este prinderea cu șuruburi de Emerson 7x50. Dezavantajul acestei tehnici este că se văd șuruburile de prindere. Avantajul ar fi că este o tehnică foarte rapidă. Intrăm și în capitolul sertare pentru a vedea și aici ce elemente folosim pentru a le prinde. Pentru a conecta între ele toate cele patru elemente ale sertarului, plus placa de spate, care în cazul acesta este din palme laminat, folosim hol șuruburi 4x50. Când pentru spatele corpurilor sau a sertarilor folosim placaj sau PFL, eu le montez cu ajutorul hol șuruburilor de 2,5x20.
în situația în care vrem să realizăm o prindere de perete a corpului nostru de mobilier, una dintre variante este să ne utilizăm de acest tip de colțar împreună cu holșurubul de 7x60 și de dibliu de plastic cu diametru de 8 mm. O altă situație interesantă este aceasta când avem două module, modulul numărul 1 și modulul numărul 2 și vrem să realizăm o fixare puternică între cele două, o cuplare, unul de către celălalt, pentru a forma un ansamblu puternic și durabil. Pentru aceasta ne putem folosi de acest șurub de cuplare pe care îl vedem în imagine. Pentru a realiza prinderea cu acest șurub de cuplare avem nevoie de realizarea unei găuri cu un bulghiu de 8 mm dintr-o parte până în cealaltă și apoi introducem pe gaura formată acest accesoriu și îl vom strânge cu ajutorul unei șurubenițe. Final, te las în compania unui frumos mobilier de hol. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi. A fost multă informație, l-am împărțit așa cum m-am priceput eu mai bine. Dacă ți-a plăcut, te rog, abonează-te canalului de YouTube pentru a vedea și în viitor videoclipuri asemănătoare. Acesta am fost eu, Constantin Barbu. Îți urez spor în toate!